Женя Чудовик. Вернее, два моего чудовика в имитации. Если у Марио Мария, то еще Мария Респонсабилитати, să fiu în fața dumneavoastră în calitate de prefect al județului Cluj. Este o misiune care urmărează un parcurs profesional și de viață pe care l-am împlinit funcții publice în acest județ, atât de drag mă tuturor. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc celor care mi-au încredințat acest mandat de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Sper să onorez la cel mai înalt nivel cu putință încrederea investită în mine. Nu va fi simplu, dar pornesc cu la credință și cu optimism la acest lucru. Voi fi un prefect care va respecta pentru tot litera și spiritul legii 340/2004, lege fundație pentru activitatea tuturor celor care ocupă pe teritoriul țării noastre această înaltă funcție de demnitate publică. Voi fi garantul constituționalității și legalității actelor și măsurilor de politică publică ce vor guverna activitatea administrativă în județ. Voi promova principiile colaborării, cooperării și respectului între instituțiile publice. Mă voi baza în exercitarea funcției pe sprijinul profesioniștilor din instituția prefectului, din Colegiul Prefectural, pe toți ceilalți profesioniști care conduc serviciile publice sau unitățile administrative teritoriale. Sper, într-o cooperare fructuoasă cu primarii din județ, cu instituția președintele Consiliului Județean, atât de importantă în arhitectura instituțională la nivel județean. Sper, într-o colaborare apropiată cu parlamentarii județului, pentru că avem nevoie în continuare de legi care să fie un sprijin și mai puternic pentru creșterea calității actului administrativ. Sunt reprezentantul unui guvern care și-a propus un program de guvernare curajos, pe deplin legitimat de obiectivele sale și mai ales de așteptările populației. Voi susține toate aceste măsuri legale menite să sprijine aplicarea acestui program de guvernare, fiind în același timp deschis către toate vocile din societatea civilă doljeană, care militează pentru dezvoltarea în legalitatea acestui județ. Ușa mea este deschisă pentru toți cei care vor fi în județul Cluj și al locuitorilor săi, care cred că acest lucru este posibil. Se poate conta pe mine. Vă mulțumesc.